Tema: relee de timp, teoria despre releele de timp și experimente cu relee de timp. Releele de timp sunt releele cu acțiune temporizată. După modul de acționare, simbolurile acestor relee sunt prezentate în figura 1. Releul de timp cu temporizare la acționare poate să aibă contact normal deschis figura A sau contact normal închis figura B. Releu cu temporizare la revenire poate să aibă contact normal deschis C, contact normal închis D. În figura E și F sunt reprezentate simbolurile pentru releul cu temporizare la acționare. Acesta se mai spune și în releu normal deschis. Iar în figura F, releul cu temporizare la revenire, care îi se mai spune și normal închis. În figura C sunt reprezentate contactele. Releele de timp pot să aibă una sau mai multe perechi de contacte. Fiecare pereche are un contact normal deschis între borna 15-16 și un contact normal închis între 15 și 18. După principiul de funcționare al ansamblului de temporizare, releele de timp pot fi cu temporizare electromagnetică, au un electromagnet ce acționează un mecanism de ceasornic cu roți dințate. Prin relee de inducție, temporizare cu bimetal, temporizare pneumatică, temporizare realizată cu micromotoare sincron reactive, temporizare electrică folosind circuite RC și temporizare electronică prin utilizarea de diode, tranzistoare, circuite integrate. Diversitatea relelor de timp este foarte mare. Cele mai utilizate sunt cele cu module RC, rezistență condensator și electronice. Câteva tipuri de relee de timp. Aceste trei sunt relee pneumatice. Aceste relee se atașează de contactor printr-o clemă pe care o are. În momentul în care contactorul acționează, pornește și acțiunea lui. Are două perechi de contacte. Unul închis, unul deschis și acele contacte își schimbă poziția în momentul cuplării. Timpul de acționare la acestea este în general mic, acesta are între 0, 1 și 30 de secunde. Acesta este un releu electronic care are un timp de acționare tot relativ mic, are tranzistoare și condensator rezistență pentru a crea constantele de timp. El cuplează un releu intermediar și aceste contacte ale releului sunt scoase la cutia de borne. Aceste de aici sunt relee electronice digitale, care au timp de acționare de la foarte mic la foarte mare. Exemplu acesta, de la 0,1 secunde la 120 de ore. Și au un număr mare de moduri de lucru. Aceste moduri de lucru sunt reprezentate pe acest tabel. Și acesta de aici are două moduri de lucru reprezentate în acest tabel. Acesta are numai o pereche de contacte pe care le deservește. Acest tip de releu are un contact. Acest contact care este la borna A3, care va porni releul. Deci degeaba este alimentat, dacă nu se închide acel contact,
releul nu pornește. Un alt tip de releu de timp este electromagnetic cu mecanism de ceas. Aici este electromagnetul și aici este mecanismul de ceasornic. Relee de timp cu circuit RC. Se știe că un condensator nu se încarcă instantaneu. El se încarcă în timp și timpul de încărcare a condensatorului, respectiv timpul de descărcare a lui, depinde de capacitatea condensatorului și de rezistența din circuitul de încărcare, respectiv descărcare. În figura 2 este prezentată schema electrică a unui releu cu temporizare electrică la acționare. La apariția semnalului de intrare, care se aplică prin închiderea contactului S, tensiunea la bornele condensatorului și implicit tensiunea la bornele bobinei unui releu variază în timp după o relație care este de tip exponențială, unde T mare este constanta de timp electrică și este produsul dintre rezistență și capacitatea condensatorului. La atingerea unei tensiuni de prag, care este egală cu tensiunea la care bobina releului acționează, se produce acțiunea releului cu o temporizare care depinde de această constantă de timp și, bineînțeles, de tensiunea de alimentare. În figura 3 este prezentată schema de acționare a unui releu cu temporizare electrică la revenire. Prin închiderea contactului S, se aplică releului toată tensiunea de la borne, iar releul acționează instantaneu la închidere. În același timp, prin rezistență, se încarcă condensatorul. Timpul lui de încărcare depinde de constanta de timp R or C. La deschiderea contactului S, condensatorul începe să se descarce prin rezistență peste bobina condensatorului. Releul mai rămâne acționat un timp până când tensiunea la bornele lui scade sub tensiunea de prag. Timpii de acționare în cazul acestor încărcări și descărcări de condensatoare este de ordinul secundelor. Sursa de alimentare care am să o folosesc este un adaptor universal de putere mică, maxim 500 mA, un releu de timp realizat cu un circuit RC. Rezistența, condensatorul. Cele două condensatoare sunt în paralel, 4,7 mili și 3,3 mili, în total 8 mili farazi. Acesta l-am pus de rezervă, el nu este încă conectat. Releul pe care îl va comanda de 5 volți, aceștia doi pini pentru bobină, iar aceștia sunt pinii pentru contacte. Am să așez pe placă releul. LED-ul acesta este legat prin contactele releului. Voltmetru, ca să văd cum variază tensiunea la bornele bobinei. Deci el este legat pe bornele bobinei. Tensiunea de prag este de circa 3 volți. Pornesc sursa. Acuplat. Circa 2 secunde. Condensatorul se descarcă. S-a descărcat. Încă o dată. Se încarcă condensatorul și acuplat releul. În circa 1-2 secunde. Am să adaug și acest condensator, care are și el 4,7 milifarazi, deci în total vor fi 12,7 milifarazi.
farazi. Am să pornesc. Timpul de acționare este puțin mai mare, este necesar de un timp mai mare pentru încărcarea condensatoarelor. Încă o dată, se atins tensiunea de prag, acuplat circa 3 secunde.